Deci este vorba despre fratele meu de 27 de ani care a fost bătut la penitenciarul Giurgiu de Mascat. Asta s-a întâmplat pe 13 octombrie. Mascați înseamnă angajații penitenciarului. Da, da, angajații penitenciarului. Ei nu, stați acolo, stau probabil fără mască, că nu poate intra nimeni să-i vadă. Da, l-au bătut, am înțeles că a fost dus în comă la spital, nu ne-a anunțat nimeni. Asta s-a întâmplat pe 13 octombrie, într-o zi de duminică. Tocmai joi de duminică ne-a sunat soția unui deținut. Deținutul care era cu el în cameră și ne-a anunțat că fratele meu a fost dus la spital. N-am știut la ce fel de spital. Am început să sun la penitenciar la Giurgiu, aceia n-au vrut să-mi dea detalii unde se află. Am început să sun la celelalte penitenciare din preajma Bucureștiului. Aceia am sunat la spital, la penitenciarul Rahova. Mi-au spus că știe de el, că este dus la un spital de stat din București, la Spitalul Universitar. La un spital civil. Un spital de la Libertate, nu din închisoare. Da, l-au dus pentru că era o stare foarte gravă. După care am sunat la spitalul acela care mi-au spus ei și acolo nu se afla fratele meu. Mi-au dat o pistă falsă, nu vreau să-mi spună unde se află. Deși spitalul penitenciar Rahova îl preluase de la Giurgiu și l-au trimis acolo, că ei nu se puteau ocupa de caz. La insistențele mele, în jur de 2-3 ore, cred că am sunat la telefon, tot la penitenciar Rahova, la un moment dat mi-au spus că se află la spitalul Floreasca, la urgență, din București, și am sunat la acel spital, mi-au spus că într-adevăr este acolo, că a fost în comă, pe gradul 4, că în acea zi în care am sunat eu de joi, l-au dezintubat, că fusese intubat, și m-am dus la spital, era păzit de gardă, nu m-am lăsat să intru, a trebuit a doua zi să fac procedurile la penitenciar, la Rahova, de unde am parținea în momentul respectiv, ca să-mi dea aprobarea de vizită. Și a doua zi când m-am dus la vizită, bineînțeles că te duceai însoțit de cei de la penitenciar, nu intrai singur. Așa, și am vorbit înainte cu doctorul de intra la vizită, am întrebat despre situația lui, mi s-a spus că a fost într-o comă de gradul 4 și în ziua respectivă era în coma de gradul 2, dar eu când am intrat la vizită nu mai era în comă de gradul 2, că era lucid. Conștient. Conștient, deci doctorul m-a mințit. Nu, cred că nu s-a aflat în nicio comă, probabil coma a fost spus așa ca un pretext ca să nu vă lase să vorbiți cu el. După care am intrat la vizită, era într-o stare foarte critică, respira doar cu ajutorul aparatelor, nu putea vorbi, nu mânca, se simțea rău, așa că este rău. L-a ținut vreo lună de zile acolo la terapie intensivă la Floreasca. Starea lui era când bună, când mai mult se agrava, și au decis să-l mute la un alt spital, la tot din București, Matei Balci. Da. Era versiunea oficială, că probabil ați întrebat de gardieni, de administrația penitenciarului, cine l-a bătut și ei cum spuneau? Spuneau că a luat multe pastile, diazepane, mai multe, a făcut o supradoză de pastile și a intrat în comă din cauza asta. Dar ei le lasă urme pe corp, nu e da. O travă sau... Dar el avea la urechi, avea tăieturi după urechi, avea gura spartă, nu putea nici deschide gura, nici deschide, avea zgârieturi pe degete, n-am putut să-mi dau seama prima că fusese bătut, dar bănuia. Când l-am mutat la Matei Balci, la celălalt spital, acolo a început să vorbească el cât un pic. Am intrat în salon la el și nu ne-a mai împărțit cu ofițerul de la... Ne-am fost, dar a stat pe hol.
Atunci am putut să-l întreb, pentru că îl întrebasem și la Floreasca, dar nu vroia nici măcar din cap să dea un răspuns, dacă a fost bătut, dacă i s-a întâmplat ceva de frică. Atunci l-am întrebat la Matei Balz dacă el a luat pastile, cum a spus doctorii, dacă a vrut să o omoare sau ceva de genul, că nu a făcut așa ceva. După care l-am întrebat dacă a fost bătut de deținut. Mi-a spus că nu. L-am întrebat, zic, s-a bătut mascații? Zice, da. El a mai avut probleme cu mascații, l-au mai bătut și înainte, dar nu atât de grav. Și cel care l-a bătut, l-a amenințat. I-a spus că nu va fi doar atât, că tu nu o să mai ieși viu din penitenciarul ăsta, va curge sânge și așa mai departe. Tot la Giurgiu? Da, la Giurgiu, da. În urmă cu o lună jumătate până se întâmplă această bătaie. A, deci tot anul ăsta. Nu a mai fost bătut odată, dar nu atât de grav. A fost dus la spital pentru vizit, la alt penitenciar, transferat, dar nu atât de grav. L-am întrebat dacă este vorba tot despre mascatul care l-a amenințat, dacă acela l-a bătut. Și el a zis că da, că acela l-a bătut și zic unde, zice în plămâni. Deci el de-aia nu respira, de-aia avea urmele alea, de-aia. Și i-am zis dacă a reținut numele lui sau numărul, codul care l-au mascat acolo. Mi-a spus că n-a reținut decât numele Iulii, nu știu cum a văzut el. În fine, și m-a sunat deținutul care era cu el în cameră la câteva zile după treaba asta. Și acela mi-a spus că eu au făcut un demers și la avocatul poporului până... Da, dar cred că degeaba că făcuse demersul ăsta, cred că de un an de zile să-l scoată de acolo, că el se tot plângea că nu are viață cu ei acolo, că îl bate, că ia toate drepturile, îngrijirile medicale, dacă zăcea la pat, îl ținea o lună de zile dacă se îmbolnăvea, nu-l trimitea la spital pentru îngrijiri, că ei nu aveau îngrijiri compatibile la Giurgiu și așa mai departe. Și făcând demersul acela la avocatul poporului, avocatul poporului mi-a zis că toate iroze și frumoase acolo, n-a făcut niciun demers în momentul respectiv și acum din nou am făcut demersul acesta în timp ce el era în spital. Și mi-a zis... A schimbat avocatul poporului, e o femeie, poate mai empatică, poate mai cu grijă. Din câte știam, în momentul acela era Victor Cerbea, nu știu dacă... Vară, îmi pare că au numit-o pe alta. Da, treaba este că tot sunt mână-mână și acum când am făcut la avocatul poporului, s-a dus la penitenciar și l-a închetat pe deținutul care era cu el în cameră, în momentul bătăii. Acesta m-a sunat pe mine și m-a întrebat dacă am făcut vreun demers eu și am zis că da, am făcut și mi-a zis, zice, mi-am dat seama, zice, și-am declarat exact ce s-a întâmplat, cum l-au bătut mascații, că l-au legat de mâini, i-a pus cătușe, au sărit cu picioarele pe spatele lui, cu pulanele i-au dat pe spate, în gură, zice, l-au tăiat după urechi, exact ce văzusem eu. Dar dumneavoastră ați văzut răni proaspete. Da. Și la inele, la autopsie, au scris că din cauza la broncopleumonia a fi murit, avea o ureche tăiată, cred că de autopsier, că până atunci n-a fost urechea, probabil să-i taie rana să nu se mai vadă rănile respective. Am și poză cu el de cedat și urechea tăiată. Deci au fost tot mână-mână până și cei de la IML. La coma, fiecare ăsta și asta fiind concluzia medicilor legiști, nici nu s-a deschis dosarul penal și nici nu s-a închetează data de tortură. Da, s-a închetează, acum am înțeles că avocatul poporului de curând ar fi dus dosarul la parchet. Dar eu am făcut o sesizare la ANP în același timp, iar ANP-ul mi-a dat un răspuns în jur de o săptămână a durat. Și mi-a dat imediat un răspuns, mi-a spus că fratele meu s-a injectat cu nu știu ce în cotul stâng și că de asta ar fi intrat în comă. Deci asta înseamnă că se apără. Dar în momentul în care m-a sunat deținutul și dacă mi-aduc eu bine aminte,
Chiar în ziua în care a murit fratele meu, a fost asta, pe data de 13 noiembrie. Eu cred că acolo se află o înregistrare audio cu convorbirea între mine și deținut, care el mi-a declarat ceea ce mi-a spus și fratele meu, cum a fost bătut de mascar și ce i s-a întâmplat. Dar cu toate probele, eu cred că ei vor mușamaliza treaba asta. Legal, n-ar trebui nimeni să asculte convorbirile, ar trebui să fie secretul corespondenței și deci nu cred că ar trebui să existe undeva astfel de înregistrări. Dar mărturiile dumneavoastră al colegului lui de cameră, eu cred că sunt suficiente ca să fie deschis dosar penal de tortură și să fie închetat acel Iulius sau cum azi că îl cheamă pe gardian. Și colegii și superiorii lui, acolo e un caz foarte grav. Și ziceați că ați mai auzit de unul recent, tot de la o rudă de deținut. Da. Asta spun că deținutul a dat declarația respectivă și a fost bătut apoi. Mai mi-a dat o singură dată telefon, mi-a spus că a fost bătut. De atunci nu mai m-a sunat. Și asta zic că poate și declarația lui o va da la spate. Și de asta zic că poate mușamaliza chiar și așa. Da, dar știți cum e? Ancheta se face de către poliție, după aceea dosarul ajunge la parchet și după aceea se duce în instanță și lucrurile pot fi verificate. Și omul ajuns în instanță deja în fața altui complet, în fața altor oameni, fără presiuni, fără tortură, poate să declare adevărul. Da, asta nu știu cât îl vor presa ei acolo ca să-l sperie. Asta mă gândesc că este și el la fel reținut de ei și... Da, problema este că o doamnă care are pe soțul ei în penitenciar, tot acolo la Giurgiu și îl cunoștea pe fratele meu, a sunat-o pe mama mea și i-a spus că înainte de Crăciun, cu foarte puțin timp, a mai fost omorât un deținut tot de, nu de mascat, am înțeles că de jandarmi acum, și altul chiar în ziua de Crăciun, pe data de 25 decembrie, ar fi fost dat cu capul de faianță. Iar în presă văd că se scrie că a fost omorât de celălalt deținut care s-a aflat în cameră, s-au bătut între ei și acela l-ar fi înjunghiat. E posibil orice, trebuie să facă o anchetă și să afle adevărul. Nu putem noi să spunem care a fost adevărul. E posibil că l-au bătut și jandarmi și colegul, și poate și gardienii, și poate și procurorul care trebuia să ducă să ancheteze. Multe se pot întâmpla. Să l-am dat seama, dacă doctorii mi-au spus mie că el a fost în comă și că în cauza unor pastile, înseamnă că ei au ascuns și erau mână-mână. Dacă IML-ul mi-a scris că a murit din cauza la bronhopneumonie, iarăși au ascuns. Și așa că... Vorbiți acum și despre fratele dumneavoastră și despre celălalt deținut despre care v-a vorbit o rudă. Așa că nu știu, nu mai am încredere, nu știu unde să încotro să iau ca să scot asta la suprafață. În primul rând, ceea ce s-a întâmplat fratele meu și în al doilea rând văd că se continuă moartea lor și nu mi se pare normal. Chiar dacă se întâmplă la același penitenciar din Giurgiu. Dar și fratele meu chiar îmi spunea mai... De mult că copiii bătea pe alții, copiii omora, tot n-am crezut că o să-i se întâmple și lui lucrurile. Da. De mulți ani era închis. Fratele, de mulți ani închis, era închis. 4 ani. 4. Bun, 4 ani a fost la Dava și acolo n-a avut probleme. Din cauza că i s-a dat o detenție mai mare, de fapt a venit, cum să vă zic eu, instanța finală, din cauza că a avut ani mai mulți de ispășit, l-a mutat la Giurgiu. Din cauza aceasta și de un an de zile era la Giurgiu. De un an de zile tot avea probleme. În altă parte n-a avut problemele astea cum se întâmpla aici. N-a avut probleme cu mine. Decât aici. Aici ai un penitenciar mai... Nu știu cum să vă explic. Regi foarte... mai... sau poate e un regim mai sever la Giurgiu decât la Suceava.
Bun, și acum ați decis să faceți public cazul și poate să intervină, nu știu, politicieni, opinia publică, mass media, ONG-urile. Da. Ca să facă lumină. Da. Și justiție, dreptate, că nu vreți să renunțați. Vreți să facă lumină, dacă în cazul meu și să se termină toată asta și pentru ceilalți de sine. Mai ales că omoară copii tine. Și gardienii au rămas tot acolo. Da. Dacă nu au fost suspendați din funcție, nu au fost pedepsiți, ei continuă să nepedepsiți ca și cum încurajați. Normal, dacă au fost în stare după decesul fratelui meu să mai facă la doi așa, vă dați seama. Familia lui. Nu numai unul. L-au bătut și pe colegul lui de cameră și pe cel despre care v-a vorbit o rudă. Da. Aha, deci aveți trei cazuri de tortură concrete la penitenciarul Giurgiu. Mulțumim foarte mult pentru încredere și pentru curajul de a vorbi despre asta. Ținem legătura și poate inițiem demersuri publice, petiții, proteste. Sperăm să se ajungă la un dosar de judecată pe caz de tortură. Și nu doar un dosar de judecată despre care se vorbească la televizor, ci și condamnări dacă se constată vinovăția reprezentanțelor statului. Da. Ok, vă mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. La revedere. La revedere.